Încă de marți, 20 octombrie, scena politică din Ploiești era într-o continuă forfotă. Viceprimarul Raul Petrescu fusese condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare. Dacă alesul local și-a schimbat radical declarațiile referitoare la o posibilă demisie în doar câteva ore, un comunicat de presă transmis miercuri seară anunța faptul că nu va renunța la funcția pe care o deține. Referitor la situația juridică cu care mă confrunt actualmente, doresc să precizez că, în ciuda presiunilor politice și mediatice, cu caracter meschin și manipulatoriu, menite să mă discrediteze în fața cetățenilor municipiului Ploiești, nu-mi voi prezenta actul de demisie. Aceasta se datorează faptului că nu există niciun caz de incompatibilitate în ceea ce privește funcția de viceprimar și consilier local pe care le dețin, legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prevăzând clar acest lucru. În același timp, reprezentanții Alianței de Centru-Dreapta cereau cu ardoare demisia acestuia, care, potrivit lor, se impune odată cu confirmarea de către instanța unor fapte de corupție. Vom cere, consilierii noștri vor cere în ședința de astăzi, demisia de onoare a domnului viceprimar Raul Petrescu. Același lucru l-a cerut și Partidul Național Democrat, filiala Prahova, prin intermediul deputatului Gabriela Lola Angel, fostă colegă de la PPDD a viceprimarului. Condamnarea viceprimarului Raul Petrescu pentru fapte săvârșite pe parcursul mandatului și din funcția de viceprimar este în mod evident încă o rușine și o palmă pe obrazul ploieștenilor, care nu demult și-au văzut primarul ales în 2012 arestat. Consilierul local Cristian Dumitru făcea o declarație în exclusivitate cu referire la ordinea de zi a ședinței de consiliu pe care se afla un proiect de lege ce prevedea demisia viceprimarului în funcție Raul Petrescu, fără a avea însă un inițiator. Astăzi, pe ordinea de zi, pentru prima dată, cred că în istoria municipiului Ploiești, apare un proiect pe ordinea de zi fără inițiator. Nu. Care vizează, domnul consilier? Care vizează revocarea din funcție a consilierului Raul Alexandru Petrescu. Surpriza a venit însă odată cu începerea ședinței de consiliu local. Aleșii de centru-stânga în frunte cu viceprimarul Raul Petrescu au lipsit cu desăvârșire. Astfel, întrunirea a fost amânată din lipsă de cvorum. La această oră suntem în sala 1 de 13 consilieri, constatăm că nu există cvorum pentru desfășurarea ședinței. O bătaie de joc la adresa ploieștenilor. Bătălia dintre ei, vizând cine să fie viceprimar sau să-l dea jos pe viceprimar, e treaba lor murdară. Trebuie să-și o rezolve ei. Problema noastră este clară. Ne-am învoit de la servici, 12 consilieri, am fost în sală, i-am așteptat un sfert de oră. Niciunul din cei care conduc la ora asta, executivul primăriei, nu s-au prezentat la ședință. Este pur și simplu bătaie de joc. Proiectul ce viza soarta conducerii orașului din fotoliul de viceprimar a fost în cele din urmă amânat.